Salut, prieteni! InHub astăzi vine cu o propunere, un duplex fenomenal în cartierul Durlești sau numește-l cum vrei tu, pe strada Caucaz. Găsește aici o lucrare din cele mai calitative materiale. Pentru că cărămida din care este făcută casa este Paroterm, pentru că geamurile, ușa este de la compania Rehau, ceea ce ar însemna că nu vei mai da voie căldurii să iasă din casă, pentru că eficiența energetică este despre tine în următorii ani. Și bineînțeles, găsește aici o curte imensă care ți aparține, unde ai două spații pentru mașină. Apropo, o chestie faină despre care trebuie să știi, sunt aceste porți selecționate, izolate de altfel, de la Aloter. Ideal este ca aici, în acest garaj, bineînțeles, să ții mașina. Dar super ideal sau royal flush este că îți poți spăla mașina în propriul garaj. Aici avem o scurgere specială, indiferent dacă vii pe timp de iarnă sau vrei să îți pui chiar și un aparat Körker să-ți speli mașina. Monolitul este baza acestei case și, bineînțeles, între pereți este vorba de o cărămidă autohtonă 100%. O să mergem și la nivelul întâi, acolo unde, de fapt, te așteaptă flacăra veșnicie a casei. Ăsta este primul nivel locativ, cum ar veni, acolo unde îți poți amenaja orice vrei tu. Un living spațiu, spre exemplu, pentru că aici ai un balcon propriu, este exact în fața casei, acolo unde poți vedea cine și când trece. Și, bineînțeles, o baie, ea este chiar aici, iar în baia ta ai un view direct pe stradă. Suntem la nivelul 2, acolo unde dispui de 3 dormitoare. Aici avem baia comună, fii atent, și avem dormitorul familiei, care poate și trebuie să dispună de o baie proprie. Exact același lucru te așteaptă și aici. O baie cu view fantastic. Iar acest view este din mansarda proprie. Ce se poate întâmpla aici, în această mansardă, decizi chiar tu. Eu știu că orice gospodar trebuie să aibă locul lui. Este aici, în mansarda ta, la nivelul 3. Credeai că asta e tot? În niciun caz. Îți spuneam despre curtea personală în spatele casei. Și întrebarea este, de ce nu e făcut nimic? Pentru că tu decizi cum îți amenajezi curtea, tu decizi cum îți amenajezi ograda. Vrei, poți să pui aici, iarăși, terasă din sticlă, poți să o faci de tip închis. Vrei, o lași deschisă, vrei, îți faci un grătar sau dita mai grătarul ca să vină toată lumea la tine în ospeție. Vrei, îți pui flori, vrei, îți pui gazon. Ce trebuie să știi este că imediat afli și numărul de telefon aici, la InHub, cum poți beneficia sau cum poți deveni proprietarul acestui duplex.